Achiziție nouă de aparatură care să îmbunătățească condițiile determinate de virusul SARS-CoV-2 din sistemul sanitar mehedințean, astfel încât cetățenii acestui județ să nu fie nevoiți să apeleze la servicii medicale în afara județului nostru. Cu ajutorul președintelui Consiliului Județean Mehedințean Adin Georgescu, această aparatură a fost achiziționată în cadrul unui proiect cu fonduri europene. În județul Mehedinți, toți factorii implicați au depus eforturi substanțiale pentru a nu avea parte de incidente și tragedii care, din păcate, au fost prezente în alte zone ale țării și au luat toate măsurile pentru a veni în sprijinul cetățenilor care au solicitat ajutor medical. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Într-o colaborare bună cu conducerea unității medicale, am găsit resursele financiare pentru a achiziționa aparatură nouă și echipamente care să sprijine refacerea în bune condiții a celor care ajung la spital infectați cu virusul SARS-CoV-2. S-a primit o serie din aparatura comandată, monitoare, funcții vitale și mai multe aparate de tip electrocardiograf portabil, urmând ca zilele următoare să fie aduse și un ecograf, injectomate și un videobronhoscop necesar în cazul intubațiilor dificile. Ne dorim ca toate acestea să sprijine activitatea personalului medical, dar în primul rând să le fie de folos pacienților pentru a-și recăpăta sănătatea. Înainte de a ajunge la spital, aveți grijă de dumneavoastră și luați toate măsurile pentru a sta departe de virus. Suntem bine când suntem sănătoși, să auzim de bine. Solidaritatea și implicarea trebuie să fie din ce în ce mai prezente în această perioadă, iar fiecare dintre noi trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru ca România și cetățenii din țara noastră să depășească cât mai repede această perioadă tragică.